domnule Virgilius Moldovan, am bucuria să putem să discutăm, dialogăm aici la Muzeul de Artă din Timișoara, în sala barocă. Se pregătește o expoziție pentru a doua ediție a Baroc Urban, cu piese pe care le semnați, piese care din start ne induc o emoție intensă. Până când să înțelegem despre ce este vorba, suntem deja copleșiți. Da, păi dacă funcționează așa de bine, e excelent. Asta este și intenția mea și cred că a oricărui artist ca prin lucrările însăși să găsească o punte de legătură și de transfer către publicul său. Și în al doilea rând, adică poate că în primul rând sunt foarte fericit că am posibilitatea asta să fac o expoziție aici la Timișoara, la muzeul ăsta baroc, inclusiv în cadrul programului ăsta Baroc Urban, care am văzut anul trecut pe net, a fost bine prezentat acolo și am rămas cu o impresie foarte vie și am încercat să au legătura aici ca să încerc și eu să contribui cumva. Și atunci am avut piese de dimensiuni mari ale lui Gheorghe Fickel, acum sculptură de dimensiuni mari. Vă regăsiți în aceste lucrări enorme? Da, păi ca orice artist care vrea să spună ceva și vrea să fie auzit, trebuie să strige în gura mare. Așa că undeva, ce știu, în partea din spatea capului și ăsta e, și ăsta e un gând care m-a însoțit. Dar, pe de altă parte, este un privilegiu al sculpturii din totdeauna, de a, dimensiunea asta de a impresiona și de a crea un spațiu de identificare cât mai profund și cu urmări, ăsta e mai adânci. Și dimensiunea în sine e un factor. Bineînțeles că nu este singur. De fapt, dacă este o sculptură bună, atunci poți să-ți permiți să spui foarte multe lucruri. Că sunt lucruri care ți se iartă tot felul de provocări din cauza asta. Discutăm despre tridimensional, dar în același timp despre multidimensional, pentru că nu doar volumul, nu doar formele sunt cele care comunică, este un întreg mesaj subtil în felul în care sunt acestea făcute și aici cred că intrăm în adevărata poveste a acestei expoziții. Da, pentru mine, sau ca și se și încadrează destul de bine în ciclul ăsta de manifestări baroc, un element important al lucrărilor este tocmai mișcarea care e un fel de descoperire a barocului și emoția puternică pe care o declanșează o compoziție în mișcare. Iar apoi, tematic, am încercat să metaforisez în măsura în care am reușit eu tematici din lumea contemporană, problema imigrației, de exemplu, probleme legate de dictatură. Eu trăind în Austria, acolo am aici un portret al lui Hitler, deci acolo în Austria socializarea și toată cultura are un punct puternic de referință la depășirea nazismului și atarelor istorice cu care se confruntă acolo societatea, poate chiar și la ora actuală. Deci, inclusiv tema asta sau diferitele agresiuni care se întâmplă în lume, mai mult sau mai puțin justificat, am încercat toate aceste teme să le prind cumva în compozițiile mele. O știre de dată recentă dinspre Austria ne anunța că statul austriac a cumpărat casa în care s-a născut Hitler tocmai pentru a nu deveni sediu a unor expoziții sau un centru de întâlnire a unor extremiști. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că v-ați născut nu în Brașov, ci în Stalingrad, căci așa se numea la vremea respectivă. Da. Vă influențează undeva această întâmplare? Pot să zic că e o preocupare a mea. Politica și situația... M-am născut într-adevăr în orașul Stalin, care acum zice Brașov, și o bună perioadă de timp, sau copilăria, a fost pentru mine, după cum o apreciez la ora actuală, absolut perfect. Adică toate lipsurile și tarele care ies acum la lumină, bineînțeles că atunci nu le simțeam. Pe de altă parte, am beneficiat și de o educație foarte bună. Adică sistemul școlar care a fost în România în perioada aia, care cu timpul a degenerat și el, dar atunci, în perioada aia, în anii 60-70, a fost un sistem școlar, după părerea mea, extrem de bun. Și când mă văd acum confruntat cu situații, cu prieteni, cu artiști din alte țări, văd că bagajul care s-a dobândit în România e
competitiv la orice, pe orice meridian. Asta așa, nostalgic, ca să zic, dar din punct de vedere politic, bineînțeles că dictatura, libertatea, temele astea, astea cred că influențează, adică sau se impregnează în structura psihică a oricărui om, bineînțeles că și a mea, și încearcă să le găsească, să le prelucrez, adică încerc să le prelucrez, să găsesc soluții, să le exteriorizez cumva, să le tematizez și în felul ăsta să ajung la discuții cu alți oameni și poate că asta e un proces meu de formare și de maturizare. Școala, ați urmat facultatea la Cluj și ați plecat din România pentru a ajunge la Viena, pe pragul declanșării celei mai negre perioade ceaușiste. Care a fost starea cu care ați plecat? Acum jumătate din perioada asta cea mai neagră am trăit-o bine mersi. Am plecat în 1986 la Viena cu niște așteptări. Eu, fiind din Brașov, cunoșteam limba, mă gândeam că am mai puține probleme de acomodare sau de familiarizare la acel... În acel oraș n-a fost așa. Clopotul ăsta de ermetizare care era asupra României, bineînțeles că am fost și o victimă a lui și nu știam exact ce se întâmplă în alte părți. Zvonuri și fragmente de informații care apăreau nu erau nici pe departe capabile să creeze o imagine veridică sau cât de cât apropiată de vărune. A fost o vreme în care trebuie să mă acomodez. Și... Viena a fost o stație, dacă nu o stație terminus, pentru mulți dintre intelectualii, artiștii români. De dinainte de 89, dar și după. Există o trăire culturală românească intensă în Viena? N-aș putea să spun. Sunt, într-adevăr, au fost mulți... scriitori, filozofi, artiști, nu începând poate cu Eminescu, care au sălășuit o vreme în Viena, au fost și cunoscători a limbii române, mai mulți evrei sau așa, care au jucat un rol important în cultura germană și în Austria, înainte de război și după aia. Acum, perioada asta cu războiul rece și cu cortina de fier a creat totuși o izolare destul de... adică o întrerupere masivă a relațiilor și a comunicărilor. În Viena, atunci când am ajuns eu acolo, n-aș putea să zic că era un fel de platformă culturală românească, adică era ce era în jurul centrului cultural, dar român, dar asta nu poate fi luat în discuție. Acum, în ultimul timp, s-au mulțit imigranți, au venit mulți din România, încearcă să se constituie cu probleme specifice care sunt în jurul centrului cultural românesc și eu știu. Dar nu, eu nu pot să zic că e vorba de o cultură. Există poate mai degrabă o tradiție sau o cultură, o platformă în asta a unor minorități, etnii române din Voivodina, din fosta Iugoslavie, care parcă au o identitate mai bine profilată așa. Meeting, expoziție Virgilius Moldovan la cea de-a doua ediție a Baroc Urban de la Muzeul de Artă din Timișoara. Pentru că beneficiem de privilegiul ca în ultimii ani în diferite centre culturale să vedem lucrările dumneavoastră, nu doar publicul din lumea largă de la New York până la Lisabona, ori pe temiri unde pe glob, vedem că această temă a lucrărilor pe care le regăsim și aici, în Muzeul de Artă, deja are o istorie în devenire. Știm că materialul de început pe care l-ați preferat a fost metalul. Încet, încet s-a transformat în materiale moderne care, înțeleg, vă permit o expresivitate mult mai mare. Puteți să ne introduceți în istoria devenirii acestei expoziții de la Muzeul de Artă? De când vă preocupă acest gen de expresivitate? De când vă preocupă comunicarea acestor idei pe care le întâlnim nemilos în sculpturile dumneavoastră? Starea asta de spirit, tensiunea asta și frustrarea asta, cum să zic, e un fel de explozie în fața necesităților sau determinărilor ale vieții și așa mai departe, care, bineînțeles, că eu sunt absolut convins că fiecare le are. Ce m-am străduit eu, pe de o parte, să mă folosesc de ceea ce am învățat în școală și
noi am învățat multe în școlile în România și pe de altă parte e nevoie de multă forță, de multă tensiune într-o lucrare, pentru ca ea să înfigă în retină. Mai ales că sculptura are calitatea sau defectul că trebuie să spună foarte mult într-un timp foarte scurt. Aici nu e ca la muzică în care, ce știu, o piesă muzicală durează minutele ei, ci prima impresie care e fulgerătoare trebuie să fie și decisivă. Și atunci pe asta trebuie mizat, asta trebuie exploatată situația asta și eu am găsit de cuvință să o fac în felul ăsta. Pentru a vă folosi de câțiva piloni. Primul dintre ei, evident, este dimensiunea. Iar aici intrăm parcă o privire zoom în ceea ce transmite fiecare dintre lucrări, de la textură până la mișcare, până la impactul vizual cu secvențe anume din această mișcare, ori privirea. Da, eu, de cum era, zicea Stendhal, nu? Stendhal zicea că o operă de artă trebuie să fie, sau un roman, trebuie să fie ca o oglindă care se plimbă pe marginea unui drum. Într-un fel sau altul și eu mă postez cam în aceeași poziție, atât doar că oglinda mea e un pic convexă, în sensul că are un efect măritor. Adică încerc, da, marginal, fără să exagerez prea mult, totuși să creionez mai accentuat anumite caractere, anumite culori sau forme, ca să dea mai multă expresivitate și în felul ăsta să se apropie mai mult de ceea ce vreau eu să scot în evidență. Culoarea la rândul ei are un impact deosebit, nu ne așteptăm. Da, și culoarea în sculptură, care a fost cam vitregită ea pe parcursul timpului, nu știu din ce motiv, pentru că se pictau sculpturile, după aceea s-a încetat în romantism. Culoarea e la rândul ei o are valențele și dă niște posibilități care m-am gândit că trebuie să le folosesc pe cât posibil. Câteodată cinic, câteodată ironic, ne întâlnim cu aceste lucrări care, dacă le privim onest, s-ar putea că ne ceartă. Da, ne ceartă, ne sperie, ne provoacă, ne facă în tot felul. Ce m-ar bucura pe mine e că dacă cineva care intră în expoziția, când iese pe ușă, mai și zâmbește. Pentru că, pentru mine, componenta asta, sarcasmul și ironia, sunt foarte importante. Încerc să nu le scut chiar la prima vedere, așa în față, placativ, dar m-aș bucura dacă cineva râde când pleacă de aici sau zâmbește, cred că atunci aș înțeles despre ce e vorba în toată expoziția asta. De unde trebuie să începem să parcurgem această expoziție? Vizitatorul, când va veni, are la dispoziție câteva săli în care cu siguranță va rămâne uimit și va avea nevoie de un pic de timp de procesare a ceea ce vede pentru a putea merge mai departe. Se desfășoară o întreagă poveste, o metaforă, o alegorie. De unde să începem? Deci se începe de la intrarea din fața scărilor, acolo sunt două figuri care întâmpină pe toată lumea cu o plecăciune. Și care, bineînțeles, că este un fel de dar grecesc. Timeo Danae e done ferente. Ferește-te de greci. Și de chiar și când îți dau daruri. Deci, acolo, iar pe parcurs, pe măsură ce se poate recompune emoțional, mai sunt o felul de surprize pe care, bineînțeles, că mi-ar place să le descopere fiecare pe sine. În final se ajunge în sala asta fastoasă barocă, unde o să fie, cred că, două sau trei figuri mai mari și care să fie un fel de apoteoză sau un fel de încheiere a expoziției. Dacă privim figurile care ne întâmpină, este dificil să înțelegem care este mesajul asociindu-l cu Grecia antică, pentru că atunci esteticul era ridicat la o valoare foarte înaltă și sculpturile aveau destinația de a ne inspira, de a ne clădi un caracter frumos. Lucrările dumneavoastră, domnule Moldovan, de dimensiuni comparabile cu cele ale Greciei antice, de o maestrie comparabile cu cele ale Greciei antice ori ale Romei, ne pun în față o oglindă a omului modern care ne face să ne treacă fiori. Da, păi bine, timpul a trecut, trebuia să manifestați într-un fel și în lucrările care le-am făcut
care le-am făcut aici. Grecii în perioada clasică și după aia poate în elenism, deja eu știu, poate să găsesc niște paralele cu ce fac eu acum aici. Deci grecii făceau niște eroi, nu? Și pentru ei frumusețea fizică și ca o parte din frumusețea de ansamblu a omului era deosebit de importantă. Eu sunt tot mereu aici confruntat cu urâtul, cu estetica urâtului, cu tot felul de discuții pe tema asta și în ce măsură urâtul poate să declanșeze o trăire estetică sau frumoasă. Meeting, expoziție Virgilius Moldovan, la cea de-a doua ediție a Baroque Urban de la Muzeul de Artă din Timișoara. Asta e pas de dans. I-am zis la lucrarea asta pas de dans, care, bineînțeles, e o extrem de sarcastică, poate una dintre cele mai dure din punctul ăsta de vedere, o doamnă care nu corespunde de niciun fel standardelor estetice curente și care totuși încearcă, în măsura în care îi permite circumstanțele, să se pună într-o poză grațioasă și oarecare eleganță. Poate eleganța constă în privirea pe care o intuiești. Da, bineînțeles că are o privire nostalgică și eu știu, bisătoare așa. Pentru că în rest fandarea seamănă mai mult a descărcare, a eliberare, decât a invitație grațioasă. Da, grațioasă nu este de niciun fel. Asta e adevărat. Mișcarea sau fandarea asta, da, trebuie să fie cumva provocativă, trebuie să fie să te facă cumva să nu te uiți, să nu vezi toate malformările cu care a fost ea binecuvântată. Și în același timp sunteți un artist rău, pentru că ați pus sculptura de așa manieră încât poate fi văzută de jur împrejur, din toate unghiurile, și are aceeași atitudine critică, aceeași atitudine provocatoare, în care ne face să ne gândim de două ori ce considerăm a fi estetic, ce considerăm a fi frumos, ce considerăm cu adevărat impresionant și atractiv. Aici duelul noțiunilor, conceptelor estetice e la paroxism, așa, e foarte agresiv și bineînțeles că provoacă. Asta a fost și intenția mea, de fapt, ce să mai... să-și pună oamenii niște probleme, să le rămână în cap. Și când se duc pe stradă și văd câte o revistă, să o privească cu alți ochi. Dumneavoastră, nu trântiți ușa în nasul privitorului, ci în spatele lui. Odată ce l-ați prins, ați trântit ușa și nu mai are scăpare. Da, asta trebuie. Aici m-ați prins. M-ați prins aici cu... Însă mai avem și cealaltă sculptură a bărbatului, numai puțin flatantă. Da, ăsta este un coleg meu, galerist. El confruntat cu tot felul de probleme, de ordin complexe, financiare și mai departe, și situația lui am încercat eu să o tematizez aici cu... printr-un oarecare, eu știu, o filozofie din asta de... cum se denumesc eu, escapist... în care pe el nu-l mai interesează prea multe lucruri privitor la asemenii săi. Credeți că în subtextul multor mesaje politice din ziua de astăzi regăsim această atitudine? Da, bineînțeles, asta e chiar curentă. Cred că e majoritară, cel puțin în România, da, și în multe alte țări. Adică există o frustrare și o dorință de a evada din situația asta de zi cu zi, care pentru mulți a devenit o tortură. Dar, da, am tematizat și chestia asta aici. Stările acestea de neliniște, să le spunem doar atât,
pe care ni le inspiră lucrările dumneavoastră sunt menite să ne echilibreze starea de agitație din viața cotidiană? Da, păi ca orice artă, nu este un catarsis. Adică asta este o realitate paralelă în care poți să dai drumul gândurilor să fugă în toate direcțiile, poți să-ți manifesti toate agresiunile și este un univers de refulare și catartic, adică cel puțin așa se intenționează. Meeting, expoziție Virgilius Moldovan, la cea de-a doua ediție a Baroque Urban de la Muzeul de Artă din Timișoara. Lucrările mele, aproape toate câte sunt aici, s-au fost făcute după model. Deci, dacă oamenii ăștia care sunt aici sunt urâți, atunci pot să zic că oamenii ăștia sunt și reali, pentru că există exact așa cum sunt aici. Și atunci problema se pune mai degrabă în capul nostru, ce este frumos și ce este urât pentru noi. Și în ce măsură standardele care sunt vehiculate de reviste și de tot felul de alte publicații ne influențează așa de mult încât semi-minoriți să ne apară urâți. Atunci când ne vedem între ghilimele splendoarea lor, pentru că sunt toți dezbrăcați aici, prezentați ca la doctor. Apar toți dezgoliți, nu poți să ascunzi absolut nimic, dar mai rău decât atât, dacă într-o poză, lucru care este extraordinar de mult la modă în ultimul timp, datorită tehnologiei, încerci să iei cea mai frumoasă, să te pui în cea mai frumoasă ipostază, aici nu ai încotro, vezi omul în ipostazele sale naturale, în care, din păcate, descoperi lucruri, mesaje, stări, trăiri la fel de naturale, pe care preferăm însă să le ignorăm. Și atunci, într-adevăr, se pune întrebarea acestei norme pe care o acceptăm a fi naturală și proprie omului. Când este el natural? Oamenii toți, toți, absolut, se confruntă cu o mare, mare problemă, mare stres al vieții, nu? Sunt în fața unei lupte pe care o pierd. Toată lumea știe că lupta asta până la urmă o pierzi. În lucrările astea, ale mele, în bună măsură, au poate undeva în ontologia asta lor tema asta ontologică. Și anume, încerc, mă lupt și îmi dau seama că nu o să reușesc. Și asta le conferă un oarecare tragism, iar toate convulsiile și câte să văd aici, am câteva figuri duble în care se luptă unul cu altul, de fapt mereu este aceeași figură care se luptă, e în luptă cu sine însuși, care tocmai reflexivitatea asta tematizează lupta, tensiunea asta interioară pe care o are fiecare. Și da, asta se reverberează în toate lucrările până la urmă. Da. Această expoziție de la Muzeul de Artă din Timișoara se numește Meeting M, Eating. M de la Moldovan, Eating. Moldovan, Virgilius Moldovan, ne înghite pe toți în momentul în care am intrat în această expoziție, ne-am pierdut.
Intenția organizatorului a fost să ne transmită că este meeting scris greșit intenționat, că suntem invitați la o întâlnire. Dar este o întâlnire cu moldovan care ne înghite cu totul. Da. Da, e, și asta este o posibilă interpretare. Nici nu m-am gândit până acum, dar mi se pare foarte simpatic. Meeting, ideea a plecat de la două cuvinte, de fapt, toată meeting întâlnire și toată meeting de la meat, de la carne și așa mai departe, cu accentul pe carnalitatea asta și pe anatomie, fiziologie și toate obsesia ce ține de aici, pentru obsesia. Această prezervare a aspectului tânăr. Da, și a regretului că tinerețea trece, în multe cazuri sunt aici. Mă rog, acum, da, astea sunt o parte, nu cred că le fac, eu am mai multe, și dar cam asta este o temă, care mă tot preocupă pe mine. O alta mult mai subtilă și care pune mult mai multe probleme este aceea a virtuților și a păcatelor. De fapt, asta, lucrarea asta, dacă despre asta e vorba, de aici cu două mâini în gură, am intitulat Double Target, de fapt, o metaforă. Eu am plecat atunci când a fost război, cu o temă absolut politică, când a fost războiul ăsta din Iugoslavia, în care NATO sau americanii s-au gândit că ce bine ar fi să-i bombardeze pe vecinii noștri sârbi, fără niciun motiv, fără nicio justificare sau suport legal din partea Națiunilor Unite și așa mai departe. Și intervenția asta în intimitate și în niște chestiuni interne ale unei țări, care oricum s-a confruntat cu destule probleme, m-a făcut să fac lucrarea asta. Chiar atunci am și făcut-o imediat sau în perioada asta. O mână care forțează gura să se deschidă, un deget care caută între cuvinte, caută limba care pronunță cuvinte scormonitoare, îngrozitor. Da, o mână mai mare decât relativ capului, sau adică o mână intervenționistă în asta, care nu ține seama de nimica și vrea să intre până în creierul omului. O altă lucrare care ne atrage atenția este în proximitatea acesteia. Acolo în spate asta e o chestie foarte interesantă. Eu am văzut un altar la mănăstirea Melk în Austria și acolo era patimile lui Isus și în sfârșit unul dintre cei care îl chineau pe Domnul nostru tocmai se strâmba la el, ceea ce are o naivitate, așa, o ingenuitate în a exprima problema asta a înjurăturii și a jignirii altuia. Pe mine m-a așa de tare m-a distrat încât am zis, domnule, trebuie să fac și eu ceva similar. Și atunci l-am făcut pe... Ăsta e de fapt un coleg de-al meu, un arhitect din Viena, pe care l-am lăsat să-și verse năduful în public, la supradimensionat. Între aceste două lucrări e o revenire în timp la o lucrare în metal, de mai mici dimensiuni, dar de asemenea importantă. Acolo e o schiță a lucrării care se află vis-a-vis. E vorba de doi africani, de fapt de unul singur, care se luptă cu sine însuși, vrând să scape de condiția lui. Bineînțeles, o luptă care nu se soldează cu niciun fel de rezultat și ea este continuă. E o stare de fapt, e o stare permanentă. Problema asta a Africii și a oamenilor ei, care este de fapt o tragedie mondială. Și am încercat prin conflictul ăsta interior, bineînțeles cu posibilitățile care ți le oferă sculptura, să metaforizez puțin problema asta a conflictului interior, dorința de a scăpa de o condiție, pe de altă parte tradițiile sau identitatea lor care nu le permite sau le îngrevează foarte mult emigrația sau mișcările astea sau vin în Europa sau adaptarea la situațiile astea noi și așa mai departe. Deci lucrarea respectivă am făcut-o tot așa după un model cu un african care l-am găsit în Viena, cu care am discutat atunci și mă rog, după mult timp cât mi-a trebuit ca să-l conving să vină să stea model, pentru că el când a văzut ce la mine în atelier, prima dată a avut o teamă și după aia mi-a dat și o seama că eu l-a agresam pe el foarte mult. El se sperea că o să-i fur sufletul. Pentru ei o statuetă are cu totul și cu totul alte conotații decât într-o cultură europeană. Și după aia am împins toate dificultățile astea, după aia am intrat mai mult în discuție cu el și în detalii și mi-am dat seama, într-adevăr, de ce tragedie, cu ce probleme grozave sunt confruntați acolo oamenii. Dar întâlnirea cu lucrările dumneavoastră este o întâlnire și cu un crâmpei din sufletul dumneavoastră.
Da, păi stau și eu aici în pielea goală, în fața publicului, într-o formă, așa ca să zic, artistică. Credeți, domnule Moldovan, că ce vedem în macro, ce se întâmplă în lume, se regăsește și în trăirile interioare, în micro? Căci faceți această translatare? Eu cred și în continuare că artistul trebuie să fie totuși sensibil la ce se întâmplă în jurul lui și să reacționeze la situațiile astea sociale și politice care îl înconjoară, să le temazeze și să le ia în câmpul vizual. Pentru că sunt mulți care declară că ei nu vor, că nu interesează, că și așa mai departe. În realitate, practic, orice gest sau orice obiect care apare în public are o conotație politică, cu sau fără voia celui care o face. Și atunci e mai bine să fii conștient de chestia asta și să o iei în serios, decât să te faci că nu înțelegi. Că atunci, practic, te pui la dispoziția altora care se folosesc de tine. Sensibilitatea artistului și maestria meșterului este superioară în înțelegere omului obișnuit. Și atunci, dacă este membru al societății, îl ajută să înțeleagă. Da, arta plastică în general, sculptura în particular sau așa, au privilegiul ăsta de a se adresa la un nivel, eu știu, la nivelul ăsta endocrin. Aici sunt niște transferuri de hormoni și emoții și ce care e arațional, e în afara rațiunii, dar poate că e cu atât mai convingător, pentru că practic. Și așa a fost întotdeauna. Oamenii, ca să fie convinși de o problemă, de o temă, de o perspectivă, numai cu rațiunea nu poți să faci asta. Ai nevoie tot mereu de pragul ăsta sentimental, de pragul afectiv. Al senzorialului, al afectului. Da, care e exploatat pe toate căile, și în politică, și în religie, sau nu știu, peste tot. Ăștia știu foarte bine că fără apelul la senzorial nu ai niciun succes. Vă invit, domnule Moldovan, să ne referim și la lucrările aflate în dreapta invitației grecești de început. Pentru că, în final, să ne întoarcem în sala barocă, da, pentru apoteoză, pentru catarsis. În această sală, mai multe capete, bust și apoi explicați dumneavoastră. Aici sunt bronzuri, sunt mai multe portrete. Am aici un bust al unei doamne sau domnișoare bolnavă de sindromul Down și în rest fete tinere, mă rog, colege de ale mele de breaslă, un cap al lui Rubens. În general am pus un accent deosebit pe expresia feței și am încercat să transmit frumusețea asta. Pentru mine frumusețea în diversitatea în care apare ele în viața de zi cu zi. Și iar în mijloc e un personaj masculin culcat, ăsta este un filozof cu chinuit de toate problemele în jurul damelor de aici, din sală. Într-o poziție clar expusă, cu mâinile ținându-se de cap, cu fața schimonosită de gânduri, de cine știe ce idei, se regăsește la picioarele noastre, iar lucrarea este de un realism izbitor. Mă rog, în culoare am încercat eu să mai exagerez aici pe unele lucruri ca să-l facă mai, să impresioneze cumva, să rămână mai adânc înfipt în retină. E una din temele care mănâncă pe unul zeci de ani de zile și care am încercat să găsesc aici o expresie. Pe undeva este, asta e una din lucrurile că mai de la început, care le-am făcut în silicon. Eu oarecum citat și Lucian Freud, ăsta e un pictor englez, am murit mult timp. Ne mâncați cu totul, domnule Moldovan. Carnalitatea este o temă cu care ne confruntăm în această expoziție, în diverse ipostaze și nu din cele la care ne-am aștepta, ci din cele în care există în viața de zi cu zi. Da, pentru mine e interesant să fac astfel de scene la care omul nu prea vrea să fie martor. Și asta mă incită pe mine, e așa un fel de diavol care mă tot scormonește. De ce vreți să provocați privitorul în acest fel? De undeva trebuie să vină și disconfortul în viața de zi cu zi. Și dacă vine de pe tărâmul Ardei, cred eu că îi poate mai bine. E înălțător acest disconfort? Disconfortul face să prețuiești mai mult confortul, nu? Dacă nu este un contrast, nu reușești să-ți dai seama ce ai.
trebuie să fie și el. Asta e dialectica, pozitiv, negativ, plus, minus și așa mai departe. Frumos, rup. Meeting, expoziție Virgilius Moldovan, la cea de-a doua ediție a Baroc Urban de la Muzeul de Artă din Timișoara. Cine sunt artiștii care v-au călăuzit? Sigur că istoria artelor e plină de exemple. Pentru mine importanți au fost, să zic, Bernini, consider foarte important, și după aia Rodin sau... Mai este un sculptor austriac sau ceh, Matthias Braun, care iar m-a impresionat foarte mult, un sculptor baroc. Dacă e să trebuie să-l numești pe Messerschmitt și... Iar în arta modernă, eu știu Lucian Freud, în orice caz, mi se pare foarte bun și care m-a inspirat pe mine mult. Rădăcinile artei, rădăcinile care vă inspiră în arta dumneavoastră sunt cele ale frumosului pur. Da, eu am făcut școala la Cluj, acolo s-a pus foarte mult accent pe studiul naturii și pe o disciplină a lucrului bine făcut, cum se zice la ora. Vă descoperim în lucrările dumneavoastră malițios cinice un romantic. Da, dar tocmai asta nu vreau. Da, așa cum a zis, stau aici în pielea goală. Vă invit pentru finalul dialogului nostru, domnule Moldovan, să ne întoarcem în sala barocă. Aici, dumneavoastră, sunteți cel care ne veți ajuta să ne descoperim, redescoperim, să ne revenim. Aici am făcut, pe de-o parte, Hitler, reprezentat figura lui Hitler, reprezentat cu un iepure belit în mână. Iepurile stând cumva ca un simbol al culturii germane, pe care domnul a reușit să o distrugă sau să o compromită foarte, foarte adânc. E reprezentat, bineînțeles, în pielea goală, într-o ipostază umilitoare, aș zice eu. Și lângă el am pus figura dublă a lui Josef Beuys, la care iepurile iar a jucat un rol important în creația lui, care e tot așa confruntat cu problemele sale, cu exhibiționismul său și cu dorința de a brava cumva și a ieși în public, de a-și crea un renume. Am încercat să persiflez puțin toată tematica asta. Avem iepurele ca element de transmitere, tranzitoriu, de la o stare la alta, de traducere a unui mesaj. În culturile vechi, precreștine, era simbol al regenerării naturii, al renașterii, al speranței. Aici, săracul de el... Da, e mort, e mort, este picatul. Acum nu-l vedem noi prea bine că e... Da, o să se vadă. Deci, e o catastrofă. Un atentat îngrozitor la omenire. Da, la omenire, bineînțeles, și la cultură. De fapt, ce să zic, cultura e ca iceberg, nu? Partea care iese din apă a omenirii, nu? Și asta este distrus, înseamnă că tot restul este... Acolo mai e o figură aia, e un... Am plecat tot așa de la o metaforă barocă în care, a celor patru elemente, în care era reprezentat pentru pământ un șarpe. Și am făcut o figură într-o poză asta de tortură siciliană, așa, cu care, din cauza frustrării, rupe șarpele, deci pământul. E un fel de metaforizare a frustrării și a izvorul violenței, al agresivității din totdeauna și mai ales din ziua de azi cu care ne confruntăm și noi. O alegorie complexă care face această legătură la umanitate pe care o regăsim pusă în pericol, pe care o regăsim și în celelalte două lucrări. Ne-ați purtat, domnule Moldovan, în câteva minute printr-o călătorie prin istoria umanității, prin istoria generoasă sau acidă a gândurilor și a ideilor pe care le-a născut umanitatea de-a lungul timpului. Ne-ați certat și în același timp ne-ați adus cu indulgență la final
într-o sală a unei speranțe, a unei speranțe jupuite, chinuite, rupte, dar există această speranță. Aveți, într-adevăr, această speranță, încredere? Da, eu am, bineînțeles că am încredere, dar ca orice loc din ăsta al speranței și al fericirii, trebuie trecut prima dată prin purgatoriu. Aici v-am oferit purgatoriu, purificator. Vă mulțumesc frumos pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu, pentru bucuria pe care ne-o faceți prezentându-ne această expoziție, pentru că ați venit la Timișoara, la Baroc Urban. Mă bucur și eu. E o plăcere deosebită pentru mine. Abia aștept vernisajul, abia aștept să văd cum vine lumea și dacă reușesc să mai fur așa câte un gând, câte o impresie pe care o mai ciupesc de pe buzele unuia sau altuia. Dar în orice caz, mi se pare și ambianța și tot programul foarte, foarte frumos și recomand tuturor să vină să vadă. Și sper să vină de mai multe ori și mai des, pentru că după primul șoc, poate abia atunci începe să se dezvolte puțin cursul fanteziei și să descopere alte orizonturi. Prima impresie e de multe ori decisivă, dar nu e tot. Aveți indulgența de a lăsa publicul să-și atingă aceste lucrări dacă simte nevoia unei comunicări directe, pentru că materialele pe care le folosiți sunt într-adevăr frapante. Ce să zic, eu mă bucur când văd pe câte unul sau altul că pe furiș încearcă să le atingă, pentru că asta este la rândul ei o formă de comunicare și, ce știu, o atingere spune mai mult decât multe cuvinte. Închipuiți-vă numai când atingeți o femeie sau așa ceva. Deci, pe de altă parte, muzee trebuie păstrată disciplina. Deci, rămâne, dacă nu este observat, n-are decât să le atingă. Mulțumim pentru această invitație discretă la o înțelegere și tactilă. Te-am văzut așa între noi, nu știu nimeni. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Mulțumesc și eu pentru interviu și m-am bucurat foarte mult să am posibilitatea asta să mă adresez publicului pe cale verbală. Meeting, expoziție Virgilius Moldovan, la cea de-a doua ediție a Baroc Urban de la Muzeul de Artă din Timișoara.